Bună seara! Ochii întregii planete sunt în continuare focusați pe războiul din Ucraina, pe agresiunea Rusiei, care de aproape o lună rămâne neclintită, în ciuda tuturor avertismentelor diplomatice, dar și pe reacția întregii comunități europene. 3 milioane de oameni au devenit din simpli cetățeni care își trăiau viețile în tihnă, refugiați de război, care au fugit din calea unui conflict pe care mulți dintre noi nu-l credeau posibil în secolul 21. Și România se confruntă cu acest val de refugiați, pentru care s-au mobilizat mii de oameni, organizații și chiar statul român. Însă efectele acestui război sunt resimțite prin valul de scumpiri care erau deja anunțate, dar cumva au fost accelerate din cauza conflictului de la granița noastră. Românii, în primă fază, au luat cu asalt serviciul de pașapoarte, au urmat apoi cozile la benzinării, precedate de cozile din supermarketuri la ulei. Autoritățile au calmat oamenii, spunându-le că nu există motive de panică, deoarece prețurile la combustibil nu vor crește, iar cei responsabili de acest haos vor plăti, pentru că nu există nicio problemă cu stocurile de ulei. Așadar, românii să nu-și mai facă probleme. Însă, efectele războiului nu se văd și la Moscova, sau cel puțin așa dorește propaganda de la Kremlin să se știe. Chiar la această oră are loc un eveniment unde se dansează, se aplaudă. Este vorba despre un concert cu peste 100.000 de participanți doar în interiorul stadionului. Imaginile sfidării lui Putin, în timp ce armata sa continuă să ucidă oameni nevinovați, le vom vedea și desigur dezbate imediat. Doamnelor, domnilor, sunt Rafael Ovarga, gazda dumneavoastră, iar împreună cu invitații mei din această seară, Radu Herjeu, jurnalist, și domnul Aurel Cazacu, analist militar și fost șef Romar, vom încerca să vă aducem o analiză completă și clară asupra evenimentelor care au ținut agenda săptămânii. Începem. Așadar, doamnelor, domnilor, vă vorbeam despre invitații din această seară. Este vorba despre Radu Herjeu, jurnalist. Bine te-am regăsit, invitat permanent. Și în această seară, pentru prima dată la Metropola TV, domnul Aurel Cazacu, analist militar și fost șef Romar. Bine, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea, doamnelor, domnilor, să vedem imaginile filmate în urmă cu puțin timp la un spectacol grandios chiar în capitala Rusiei, acolo unde a apărut și Vladimir Putin. Sunt peste 100.000 de oameni strânși pe un stadion. Haideți să vedem aceste imagini și, desigur, să facem o comparație și cu ce se întâmplă în Ucraina, acolo unde sunt uciși în continuare sute de oameni.
Am încercat, doamnelor, domnilor, să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în Ucraina în acest moment și cu ceea ce se întâmplă la Moscova. Domnule Cazacu, cum vedeți aceste imagini și cum vedeți acest concert la care participă, repet, chiar la această oră, peste 100.000 de oameni în interiorul stadionului și sunt alte 100.000 de persoane în afara stadionului? Deci, vedem istoria în direct. Este o transmisiune în direct foarte interesantă. Ceea ce Putin a făcut astăzi este un exemplu, să zic, și de curaj și de forță, și a vrut să arate poporului rus că ceea ce le-a promis, că va întregi și va face din nou din Rusia o forță, un imperiu, merge înainte. Dacă Putin trimitea un mesaj stând în fața unei bucăți de hârtie și sta la televizor și apărea doar pe un ecran, era o problemă. Dar el astăzi a ieșit, a prezentat și ați văzut că a avut susținere. Este o problemă în care el are de partea lui serviciile ruse, care îl susțin, armata, are pe toți. Are și poporul, el n-a avut mai puțin de 70% cam niciodată la alegeri și așa mai departe. El a promis poporului rus că va face din nou un imperiu. Lupta lui este o luptă de sistem între sistemul rusesc, chinezesc și american de existența acestor mari puteri. Da? El a promis poporului rus că îi va sălta, le va ridica nivelul de trai și pentru asta face orice. El, trebuie să gândim că el a intrat în Ucraina spunând și ca principiu că eliberează Ucraina de ocupație americană. De fapt, ceilalți îl consideră un invadator. Da? Și el acolo, lucru pe care eu l-am spus și sunt cam foarte surprins de faptul că serviciile au știut foarte bine și au fost 8 ani de zile între invadarea Crimeii și acest război. În acești 8 ani, serviciile occidentale cu NATO în frunte, dacă era Trump președinte, nu se întâmpla așa ceva, pentru că Trump venea la el și încerca să-l oprească. Serviciile au știut, trebuia oprit, pentru că nu trebuiau să moară oameni nevinovați. Ce este trist, că acest război va crea un monstru de sărăcie lângă România. El nu este decât o putere nucleară. El nu este ca război clasic, s-a demonstrat că el a crezut că totul se va termina în 2-3 zile și când colo 2 săptămâni și până și consilierul Zelenski cred că va mai dura până în luna mai. Este un dezastru, iar noi, România, va trebui să ne pregătim, pentru că eu ceea ce mă aștept este ca el să se ducă până la granița de vest a Ucrainei și apoi în cadrul negocierilor să-și pună în practică Kievul să rămână al lui cu partea de est a Ucrainei, dar eu cred că el va dori ceea ce impune în Ucraina o conducere pro-rusă să impună și în Moldova, ceea ce pentru noi nu va fi un lucru ușor și ați văzut că și astăzi niște consilieri de-ai lui au anunțat că s-ar putea să fie vorba în continuare și despre alte state din estul Europei care sunt membri NATO. Putem fi noi sau pot fi țările baltice și așa mai departe. Oricum, este un lucru foarte, foarte păcătos din punctul meu de vedere pentru România. Eu am propus ca să se poarte negocieri și am propus ca aceste negocieri să fie mediate de către China în urmă cu 2 săptămâni în media românească și aceste negocieri să aibă loc în România. Pentru că noi putem și suntem țară ortodoxă și putem să facem acest lucru. Putea să vină pe teritoriul românesc sau în zona maritimă a României, dar trebuie să ne luptăm să, dacă nu se va întâmpla acest lucru, măcar să, atunci când se va pune pe masă nota de plată acestui război, să participăm la reconstrucția Ucrainei și să luăm parte, să fim la masa negocierilor, pentru că altfel suntem degeaba aici la marginea Europei și vrem să o apărăm. Bun. Domnul Radu Herjeu, aș vrea să vorbim din perspectiva ta. Cum vezi aceste imagini? Sunt imagini care, într-un fel, sfidează și crezi că poporul rus este atât de mulțumit de acțiunea lui Vladimir Putin în condițiile în care vedem care sunt și toate efectele asupra poporului rus? Bun. Acțiunea de astăzi, concertul și desfășurarea sa de forțe a avut două adrese. Una este Occidentul, căruia Putin i-a transmis: iată, nu e adevărat ce spuneți voi,
poporul rus mă susține și nu mă susține doar pe mine, ci susține și operațiunea specială, cum se cheamă oficial în Rusia. Și al doilea adresant este poporul rus, care trebuia să vadă că totul este în regulă, totul se desfășoară așa cum trebuie. Putin este la putere în continuare. Ba mai mult, în jurul său, iată, oameni care au putut să ajungă pe stadion, spre deosebire de milioanele care n-au putut să ajungă pe stadion, își manifestă încrederea în liderul suprem al Rusiei în acest moment, destul de greu pentru popor. Eu cred că, în mod normal, a atins ambele ținte. E foarte greu. Sigur, e normal să spui, mai ales în Ucraina, să le spui ucrainienilor că Putin mai are un pic și va fi dat jos de poporul rus și gata să termină războiul. Pentru că nu e așa, rușii toți sunt ținuți în închisoare de către Putin, nu-l iubește nimeni de fapt și el e acolo pentru că. E greu. Sigur, am văzut astăzi în știrile românești cum că toți 100.000 au fost aduși cu forța, sunt toți studenți și... Acum m-am uitat și eu pe fețele unora. Nu păreau chiar aduși cu forța. Nu păreau aduși cu arcanul. Iar către poporul rus, cred că acum încep tocmai să se vadă efectele sancțiunilor economice și cel puțin în prima parte, în prima perioadă, rușii vor avea o reacție invers decât se așteaptă Occidentul. Și anume vor strânge rândurile în jurul lui Putin. Doar dacă aceste sancțiuni vor avea efecte foarte aspre și pe termen lung, de-abia atunci vor începe să apară breșe. Asta e un lucru în istorie, s-a văzut de fiecare dată când Rusia a fost atacată. Rușii au făcut front comun în jurul liderilor lor, chiar dacă se chema țarul care își ținea poporul într-o sărăcie cumplită, fie că se chemau comuniștii, fie că se cheamă Putin. Nu e nou, e un exercițiu de propagandă pe care l-au folosit foarte mulți lideri. Ne aminte că și Ceaușescu a făcut un meeting, da, chiar în buza Revoluției din decembrie, tocmai pentru a arăta românilor că nu se întâmplă nimic la Timișoara, că nu e nicio problemă, totul e ok. Ceaușescu este stăpân pe situație, pentru a arăta și Occidentului sau nu neapărat Occidentului, poate și unor vecini, să le arate că stați liniștiți la București, liniște și calm, nu e cazul să vă băgați nasul pentru că Ceaușescu... Știm cum s-a terminat meeting-ul acela, acesta nu. Deci, spre deosebire de acela, acesta nu. Acesta încă, cred că e și în acest moment în desfășurare. Da. Și s-ar putea, adică nu este exclus să mai vedem astfel de manifestări. Cu cât războiul se va lungi, cu atât Putin va trebui să găsească modalități de a contracara imaginile pe care noi le-am pus în oglindă, da, cu ce se întâmplă de fapt în Ucraina. Dar să ne înțelegem, poporul rus nu le vede așa. Da? Deci poporul rus nu vede acest material. El vede doar imaginile de la concert. Bun. Pentru că vorbeai despre ce se întâmplă acum în Ucraina, dar vreau să fac și o paranteză până să vedem materialul. Eu cred că toți oamenii care sunt acum pe stadion sunt oameni bine aleși sau cel puțin securitatea știe cine sunt acei oameni. Cred că nu poate intra chiar oricine acolo. Vreau să fac completare. Domnule. Ați văzut că cu toate... Deci a fost foarte bine pregătit, dar totuși lupta serviciilor externe și a serviciilor din punct de vedere tehnic a fost că au reușit să întrerupă. Au dat acolo că hackerii și așa mai departe. Dar eu consider că serviciile, sistemele, părțile tehnice din serviciile occidentale sau din serviciile NATO au primit sarcină să boicoteze cât pot. Și au reușit să întrerupă puțin. Dar dacă ei vor, e posibil ca rușii să valorifice asta tot în favoarea lor. Depinde aici. Ca o notă discordantă, aș vrea să vă spun care e ce se discută în acest moment în online. Se discută despre geaca pe care a avut-o Vladimir Putin pe acest, la ieșirea de pe acest stadion. O geacă făcută de o firmă din Italia, de 13.000 de euro. Site-ul care vinde acea geacă a fost blocat. Însă, doamnelor, domnilor, aș vrea să vedem imaginile care arată exact ce s-a întâmplat în Ucraina în ultima săptămână, pentru că bombardamentele au continuat, iar orașul Melitopol este distrus în proporție de 90%.
alertă de gradul 0. CIA preconizează un atac rusesc asupra Ucrainei miercuri, 16 februarie, relatează publicația Spiegel.de, citând un comunicat al serviciilor de informații americane privind avertismentul de urgență transmis aliaților NATO legat de atacul iminent al Rusiei asupra Ucrainei. Așa au sunat primele informații vehiculate în presă. Am luat decizia pentru o operațiune militară, a spus Vladimir Putin într-o declarație surpriză la televizor cu puțin timp înaintea orei 3 GMT. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. În ziua imediat următoare, o rachetă a lovit un bloc de locuințe din Kiev. Zelenski anunță că armata nu se predă. A cincea zi de invazie, avioane de luptă din Belarus se îndreaptă spre Ucraina, Kievul a rezistat atacurilor ruse din noaptea trecută. Au fost impuse noi sancțiuni pentru Rusia, Belarus și oligarhi. Este un conflict care inevitabil va schimba fața Europei, iar la nivel de continent, statele încep să ia decizii pe termen lung cu privire la situația refugiaților. Se vorbește despre un statut temporar de refugiat, dar și de oamenii strămutați de care Europa trebuie să aibă grijă. Se iau deja măsuri pentru o legislație adecvată care să ofere protecție și drepturi acestor oameni. Europa se confruntă cu cea mai mare criză umanitară a timpurilor moderne. Consiliul UE a aprobat al patrulea set de sancțiuni în coordonare cu partenerii noștri internaționali, vizând persoane și entități implicate în agresiunea contra Ucrainei, precum și sectoare ale economiei ruse. Măsurile vor intra în vigoare după publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Consiliul UE a aprobat și o declarație a Organizației Mondiale a Comerțului, OMC, pe tema agresiunii ruse contra Ucrainei, prin care se suspendă acordarea clauzei celei mai favorizate națiuni Rusiei și candidatura Belarusului, anunță președinția franceză a Consiliului UE, conform unui comunicat. Acest val de sancțiuni continuă după fiecare oraș distrus, după fiecare bombardament. Organizația Națiunilor Unite a estimat că numărul ucrainienilor strămutați ca urmare a invaziei Rusiei ar putea ajunge la 7 milioane. Am văzut, doamnelor, domnilor, o retrospectivă a ultimilor 3 săptămâni de la momentul în care a început invazia în Ucraina. Domnule Cazacu, cum vedeți dumneavoastră situația? Inițial vorbea ONU despre faptul că vor fi 5 milioane de refugiați, dar iată că numărul crește, deja vorbim despre 7 milioane. Cum vedeți toată aceasta? Deci e posibil ca numărul de refugiați să crească. Eu vreau mai să mult vă de spun... 7 milioane. Poftim? Credeți chiar mai mult de 7 milioane? Da, e posibil. Eu vreau să vă spun că eu sunt un om care am avut ocazia să stau un an în Irak, în 2010, am avut ocazia să văd Siria, după război să văd Libia, să văd Libanul și așa mai departe. Deci este, din totdeauna acum am spus că este o greșeală a decidenților din NATO, pentru că nu au oprit războiul și trebuiau să facă negocieri. Deci acest lucru este foarte important. Eu cred că dumneavoastră televiziunile în general, toate, și ar fi bine o hotărâre la nivelul guvernului, pentru că mă doare foarte mult ce este în Ucraina, dar mă interesează ce e în România. Gândiți-vă că poporul român trebuie educat în ceea ce privește panica. Și cum să vă spun eu, dacă în România, din greșeală cade o rachetă sau așa, dacă 2-3 milioane de tineri pleacă din România, România se destabilizează, cum e destabilizată Ucraina. Da? Acum trebuie să avem grijă și poate, și mă rog la Dumnezeu, ca fost militar, ca serviciile secrete, ca armata română să fi luat măsuri. Avem o mișcare de populație care a venit din Ucraina direct sau prin Moldova sau așa mai departe. Trebuie luate măsuri pentru ca pe lângă această populație de care avem grijă sau tranzitează, să avem grijă ca în România să nu intre atât spioni ruși, pentru că ei se vor pregăti în continuare și e o ocazie foarte bună să intre, și boli. Ei pot transmite boli în cadrul sistemelor de război hibrid sau asimetric, deci pot transmite boli în România fără ca noi să ne dăm seama cu acea. Și este un lucru foarte, foarte... Deci eu nu spun că s-a făcut, eu spun că trebuie luate măsuri în acest sens și trebuie urmărit și avut grijă ca toată populația din România să fie atentă la ce se întâmplă la toate aceste persoane care vin în România. Deci,
ceea ce se întâmplă în Ucraina acum se poate întâmpla și în România, numai în cazul, dar este puțin, foarte puțin probabil. Eu personal nu cred că va fi. În schimb, cred că, că se poate forțele rusești sau Rusia, prin mărirea la nivel de imperiu a ceea ce a fost cândva teritoriul rus, să vină aproape de România. Eu am o mare problemă cu partea de sud în concepția mea, că Putin va dori să cucerească partea de sud a Ucrainei, să estompeze accesul Ucrainei la Marea Neagră și să vină, dacă vine la Odessa și vine la, la gurile Dunării, el se va uni cu Armata 14, va aproviziona Armata 14 și dacă vă uitați pe o hartă, e ca un clește în care, avem, în care vine. Pentru că interesul lui Putin este să fie stăpân pe Marea Neagră. Este, uitați, să fie stăpân pe punga de petrol pe care noi putem să contracarăm livrările lui De resurse către Europa. Și își va dori tare mult să vină frumos până la gurile Dunării, după care are voie să călătorească pe gurile Dunării, pe Dunăre și poate pe Dunăre și pe canalele europene să ajungă până la Amsterdam, să ajungă în Germania. Să nu uităm că a avut au avut grijă serviciile rusești. E odată Serbia care e de partea lui. Comunicatul de ieri sau de alaltări către Bulgaria era că dacă voi bulgarii veți trimite arme în Ucraina, nu veți mai fi prietenii noștri. Să nu uităm că este și Ungaria pe care a avut grijă. Noi suntem prinși ca într-un clește. Este foarte interesantă poziția României. Suntem considerați neprieteni pentru Rusia, dar aș vrea să vorbim despre faptul că Odessa este la un pas de a fi capturată în totalitate de către armata Rusiei. Însă vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum putem interpreta declarația lui Vladimir Putin de astăzi? Spunea așa că noi am intrat în Ucraina pentru a ne apăra frații. Ok, ați făcut treaba asta, dar Melitopolul l-ați distrus în proporție de 80%. Deci orașul acela este făcut praf. Și totodată au fost bombardate spitale, a fost dat în acel convoi de civili. Deci mă întorc la obsesia mea. Aceste lucruri, războiul nu trebuia lăsat să se pornească. Este inadmisibil dacă vedeți cu 3-4 zile înainte de 24 februarie cum americanii, europenii toți spuneau, în 3 zile va ataca, în 2 zile va ataca. Nimeni nu credea. Dom'le, nu. Serviciile știu. E altă meserie. Da? Acolo e altă meserie. Serviciile au știut. Pentru că au fost date și exemplu cel mai clar că serviciile au știut și că lucrau este ce a pățit Putin astăzi pe stadion. Deci, au reușit să îl blocheze și puțin dacă, și să-i ia din aură. Adică, măi, ești mare, dar nu ești. El a demonstrat că armata rusă nu este ceea ce am crezut noi. Pentru că ați văzut că n-a putut să facă față unui război de invadare clasic. Da? Pentru că el amenință cu bombele nucleare, cu muniția nucleară. Dar nu se va ajunge acolo. În schimb, forțele lui nu au avut, pentru ca să ajungi să ții tanchiști astea 3 zile fără mâncare, să rămâi în pana prostului, fără motorină, fără asta, este grav. Și pe mine mă sperie faptul că nivelul soldaților ruși nu este la nivelul soldaților chiar și ai noștri, și ai noștri sunt foarte buni, și ala cei care au luptat în Afganistan. Și, deci eu am fost acolo. Deci nivelul soldaților, pregătirea psihologică este fantastică. Acum avem imagini cu soldați ruși care nu știu de fapt ce caut acolo. Nu se poate. Asta e o pregătire militară și psihologică foarte slabă. Ei, deci după într-un moment de sperie, când se pot speria acești soldați, pot să declanșeze o rachetă și să ne trezim că ajunge la Iași sau la Tulcea sau în zona de câmpie, omoară sau cum a trecut acea dronă, oameni buni. Acea dronă dacă cădea lângă o casă pe un stâlp de electricitate, casa aia lua foc, făcea un scurs și lua foc. Bun. Și de aici mai știu eu ce se declanșa. Dumneavoastră spuneați despre faptul că Europa, serviciile secrete europene știau despre faptul că va urma această invazie și într-adevăr se vorbea și la televizor, se vorbea peste tot despre faptul că mai sunt 3 zile, mai sunt 2 zile, inclusiv CIA vorbea. De ce nimeni n-a făcut nimic? Diplomația, pentru că lumea până se conduce la urmă, prin crearea de crize. Deci lumea e condusă prin crearea de crize. Cei care au creat pandemia și apoi partea criza energetică, acum vine înfometarea. Mari oligarhi, că nu sunt numai oligarhi ruși, sunt și mari bogătași ai lumii ăstea care au dirijat și finanțează marile trusturi, da? Pentru că au anumite interese.
Da? Și, din păcate, eu cred că marele câștigător, dacă nu va ataca Taiwanul, va fi China din toată lupta asta. Când eu spuneam acum două săptămâni și insistam, și au fost oameni care m-au acuzat că nu știu ce fac, și spuneam China, deci tratativele trebuiau să se poarte de o parte Rusia, de o parte NATO, că problema lui Putin nu era Ucraina. El acum a bătut așa puțin, dar este Europa, el vrea să devină dominant în Europa, să ia locul SUA în Europa. Deci de o parte a mesei să fie NATO și cu țările europene și cu America, de o parte să fie Rusia, iar în capul mesei mediator să fie conducătorii Chinei, pentru că numai de conducătorul Chinei Putin ascultă. Exact. Da? Bun. Nu ascultă de altcineva. Dar, vă spun, partea de înfometare de care se vorbește, trebuie să privim partea practică. Eu sunt un om care am fost în zonele acelea. Și, deci, poporul rus poate încet, încet, printr-un sistem de propagandă dus la extrem, să nu-l urască pe Putin. Dar ce mă întristează cel mai tare este că dacă în locul lui Putin poate veni cineva și mai rău decât Putin. Pentru că el, lângă el, are 70 de ani. Să nu credeți că lângă el nu a crescut, spuneam într-o așa, că oligarhii ruși, nu, pe vremea lui Putin nu te puteai îmbogăți în Rusia, decât dacă erai agent al serviciilor secrete. Și aia nu fac nimic decât ceea ce li se spune. Deci pe mine, mie mi-este teamă că cine va veni după Putin va fi mai rău. Putin se consideră un sfânt în viață. Ați văzut astăzi despre ce a vorbit. A vorbit din Sfânta Scriptură, a vorbit despre... Și cu asta atrage, Dumnezeu, pentru despre că... iubire, despre pace. Da, a vorbit din Biblie. Este un lucru teribil de interesant. Da? Care partea aia de jos, deci foarte, deci puțin procent mic din populația rusă e bogată și asta. Restul sunt acolo și își văd de treabă. Gândiți-vă că pe 9 fuse orare. Da? Deci el a vorbit, s-a adresat celor care, vrei nu vrei, nivelul este scăzut. Au nivel și de salarizare și de-aia se mulțumesc cu puțin și cresc, își văd de viața lor acolo. Bun. Deci pericolul pentru România, că lăsăm la o parte ce se întâmplă, din păcate nu a trecut pericolul pentru România. Și noi trebuie să avem grijă să ne creștem copiii și să nu lăsăm copiii să plece datorită unor lucruri. Dumneavoastră, televiziunile, spuneam, și cu asta închei, trebuie să, la nivelul guvernului, și trebuie să aduci oameni foarte buni prin care să faceți, să educați populația contra panicii și contra spaimei. Pentru că și acest lucru trebuie să știm să ne ferim de panică. Panica e foarte ușor acum să spunem, a căzut o bombă și aia, trebuie să vedem cum, dar lumea trebuie încurajată. Oamenilor trebuie să le dai curaj să preîntâmpine acest lucru. Până acum nu ne interesa. Eu am fost în zone de război. Păi, în România nu conta, da? Dar dacă acum... Să ne uităm acum, la ultimul sondaj, da? Ultimul sondaj, care arată undeva la 25% dintre români ar fi dispuși să-și apere țara. Însă aș vrea, doamnelor, domnilor, să vedem un scurt interviu cu primarul Kievului. De fapt, capitala pe care Vladimir Putin vrea de 3 săptămâni să o acapareze, însă nu prea reușește. Haideți să vedem un scurt material și revenim să-l discutăm. Putin says he's only targeting military targets. Bullshit. Sorry. Where is military target? This building is military target. Radu Herjeu, Kievul. Kievul este adevărata miză. Vladimir Putin, de 3 săptămâni se chinuie să pună stăpânire pe capitala Ucrainei, însă nu reușește. Cum vezi acest lucru? Eu, în primul rând, că nu-l văd ca pe o chinuială. Deci eu, unul, chiar nu cred că... Până acum eu n-am văzut semne. Cel puțin asta vedem, adică asta e realitatea. Nu, noi vedem că încă nu l-a cucerit. Nu știm dacă se chinuie sau dacă așa a fost strategia să cucerească întâi țărmul nordic al Mării Negre și... Păi am văzut acel convoi de 64 de... La Kiev e o problemă foarte mare. Kievul nu poate fi cucerit decât distrus. Deci în momentul în care va da asaltul asupra Kievului, este clar că este dispus să-l distrugă, să-l radă. Pentru că altfel n-ai cum. Kievul nu e un orășel în care intră 5 tancuri pe o parte, 5 pe o parte și se întâlnesc în piața centrală a localității. E un oraș foarte mare, plin de civili în acest moment, pentru că nu au plecat toți. Nici nu mai pot mulți dintre ei să mai iasă de acolo. Deci...
În momentul în care se va, eu cred că în acel moment soarta războiului va fi hotărâtă și anume Putin nu va mai avea niciun fel de reținere. Eu am spus și data trecută, eu nu cred. Mie mi se pare extrem de, nu știu de ce, toată lumea spune că vai, Putin se aștepta în două zile să cucerească Ucraina, n-a făcut-o și acum e disperat. Eu nu cred lucrurile astea, am spus-o și în continuare nu o cred, sigur nu sunt specialist, dar văzând cum se comportă și văzând că abia în ultima, abia, luați-o cu ghinimele evident, în ultimele zile a apăsat pedala de accelerație. Deja aminte, spuneam acum două săptămâni că senzația mea este că Putin nu apăsase pedala de accelerație. În momentul în care lucrurile vor începe într-adevăr să dureze mai mult, atunci va accelera foarte tare. Se simte deja în ultimele zile că a început să accelereze, se simte în sensul în care deja bombardamentele sunt mult mai la întâmplare, nu mai vizează doar ținte militare sau dacă vizează ținte militare ajung și să distrugă și ținte civile. Dintr-o dată, de asta spun, el putea, din punctul meu de vedere, mai ales că Belarusul este un aliat, el ar putea să ajungă la Kiev foarte ușor din nord. Nu trebuia să vină dintr-o parte. Deci ducea trupele în Belarus, că nu avea nicio problemă, și cobora spre Kiev. Se pare că el încă o dată încearcă să-și securizeze Crimea și să securizeze toată zona de sud, după care cea de est e deja securizată, probabil că atunci va porni atacul spre Kiev. Faptul că un consilier al președintelui ucrainean spune că în mai se va termina războiul, bănuiesc că n-a spus că va învinge Ucraina. Iar dacă nu va învinge Ucraina, de unde știe în cât timp se va termina războiul? E o declarație absolut ciudată, hazardată și care nu înțeleg ce a vrut să transmită și cui. Pe de altă parte, nu mai știm foarte multe lucruri despre negocierile de pace. Nu mai vedem imagini cu cele două întâlnirile, echipe strângându-și. Cel puțin ei spun acum că se discută pe Skype, prin internet. Eu cred că abia acum se țin negocierile de pace. Nu cele cu televiziunile, cu stegulețele, cu transmisii direct, cu Lavrov care apare, ține cu... Nu, cred că abia acum au început adevăratele negocieri de pace. De altfel, ne este foarte clar ce doresc rușii, bine, ne era clar înainte de război, exact, că nu doresc nimic altceva decât au dorit înainte de război. Cel puțin declarativ, evident. Nu știm însă cum răspunde Kievul la toate aceste propuneri. Singurele reacții sunt de genul, nu ne interesează, nu acceptăm, Rusia se întoarcă acasă. Bun, negocierile de pace nu se poartă așa. Adică la negocierile de pace nu se poate, nu poți să-i spui interlocutorului, știi ce, hai, te duci acasă la tine la Moscova, asta e tot ce negociem. E clar că acolo se pun altfel problemele. Radu, spune așa, Ucraina cere în primul rând sfârșitul războiului, garanții de securitate, suveranitate, restaurarea integrității teritoriale și garanții reale de protecție. Cerințele Rusiei sunt următoarele: Ucraina ar trebui să fie neutră și să nu solicite aderarea la NATO, Ucraina ar trebui să treacă printr-un proces de dezarmare, conservarea limbii ruse în Ucraina, și dorește Moscova chiar să devină a doua limbă, a doua limbă în Ucraina, și totodată cere Rusia ca Ucraina să renunțe la teritoriul său din est și să accepte în mod oficial că acum Crimea, Donbass aparțin Rusiei. Domnule Cazacu, dumneavoastră, cum vedeți aceste... Și Ucraina ce dorește? Ucraina dorește așa, sfârșitul războiului în primul rând, garanții de securitate, suveranitatea și restaurarea integrității teritoriale și garanții reale de protecție. Și spune așa Ucraina, renunțăm la NATO... Nu vrem nimic, nu mai vrem. Ne-am lămurit cu NATO. Chiar spunea președintele Zelenski în urmă cu două săptămâni. Credeți că se va ajunge la o înțelegere? Și totodată l-am ascultat pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care vorbea despre faptul că se pregătește și e posibilă o întâlnire între președintele Zelenski și între președintele Vladimir Putin. Deci, atâta timp cât fiecare dintre ei vor susține aceste cereri, va fi destul de dificil să se ajungă la o înțelegere. Eu am fost, dacă vreți așa, ca a fost militar și cu experiența care o am, am fost neplăcut surprins că Rusia a apelat la o astfel de metodă ca să cucerească Ucraina. Era foarte ușor să ajungi să creezi un partid și în ăștia 8 ani de zile crea un partid, două, și stăpâneau, și la alegeri ieșa cum a ieșit un președinte care nu e pro-rus, ieșa un președinte care e pro-rus și rezolvau toate problemele, da?
Deci eu, deci din punctul meu de vedere, cred acum că printr-o implicare a Chinei se va ajunge la o discuție. Important din punctul meu de vedere ca om și ca militar este că și mâine, dacă se poate, să se oprească luptele ca să nu mai moară oameni. Este foarte trist să se întâmple ca din greșeală să moară cineva din Moldova. Am foarte multe cunoștințe, nu am rude în Moldova noastră, dar am foarte multe cunoștințe. M-ar durea să curgă o picătură de sânge acolo, să cadre o rachetă și să moară 10 inși sau eu știu. Este grav, este trist acest lucru. Deci trebuie oprit războiul. Trebuie făcut totul pentru a opri acest război. Inclusiv, ați văzut că a fost un lucru foarte bun, implicarea Israelului. Implicarea Turciei, pentru că eu în mintea mea am o chestie în care o urmăresc, pentru că se poate crea un nou pol de putere, Turcia, China, Rusia, pentru viitor. China, Turcia s-a dezvoltat, are o industrie de apărare foarte puternică și pe principiu că s-a înarmat, se poate. Deci problema este să se oprească războiul și să înceapă discuțiile. Prevăd că poate să aibă loc o întâlnire între președintele Rusiei și președintele Ucrainei, dar părerea mea este că atâta timp cât Putin va ieși cu cea pe masă, cu cele 5 condiții, cred, care le cere, și președintele Ucrainei va solicita alte condiții, pentru că problema lui Putin este ca în continuare președintele Ucrainei să nu mai fie acesta, să fie un altul care să fie prorus. Bun, se vorbise și despre faptul că Rusia l-ar accepta pe Volodymyr Zelensky președinte, dar să-și impună premierul pro-rus. Însă aș vrea să revenim și puțin în țară, pentru că aici se creează o adevărată psihoză. Prima dată s-a vorbit despre benzină, după aceea despre ulei, apoi despre facturi. Haideți să vedem un material, pentru că autoritățile au ținut să liniștească populația și vorbesc totodată despre faptul că pe cei care creează astfel de psihoze îi vor sancționa. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat că nu avem motive să credem că ne vom confrunta cu o criză alimentară din cauza conflictului militar din Ucraina. Familiile din România nu trebuie să se teamă că vor rămâne fără pâine și alte alimente pe masă din cauza conflictului militar din Ucraina. România are, de exemplu, suficient de mult grâu în depozite pentru a susține consumul intern în următoarea perioadă. Din fericire, nu suntem în situația vecinilor noștri din Ungaria, Bulgaria și Serbia, care au fost nevoiți în aceste zile să limiteze exporturile de cereale. România poate produce aproape dublu față de cât consumă. Gabriela Firea susține de altfel că ministrul Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu, a luat o decizie eficientă chiar înainte să înceapă războiul la granița României, măsură care ar putea asigura rezervele de stat. În ceea ce privește depozitele, ele sunt pline și românii nu trebuie să se îngrijoreze. O veste bună din partea guvernului este că se vrea ca facturile la gaze și energie să fie plafonate până pe 31 martie 2023. Un proiect de lege a fost înaintat în Parlament și prevede un preț plafonat la gaze pentru clienții non-casnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 28.000 MWh. Prețul final facturat de furnizori este în acest caz de maximum 0,37 lei kilowatt-oră cu TVA inclus. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat pe 10 martie că săptămâna aceasta va fi aprobată ordonanța de urgență cu privire la schema de ajutor la energie electrică și gaze naturale ce urmează să fie aplicată de la 1 aprilie. Și în urmă cu fix câteva minute s-a încheiat ședința de guvern și avem declarația premierului Nicolae Ciucă care susține așa: am încheiat ședința de guvern în cadrul cărei au fost aprobate unele acte normative, iar unul dintre acestea se referă la ceea ce am promis pentru ceea ce înseamnă protejarea cetățenilor, a locurilor de muncă, a economiei, măsurile de protecție, dar și pentru ceea ce înseamnă creșterea prețurilor la energie și gaze naturale. Radu Herjeu, cum vezi această declarație? Desigur, și psihoza din această săptămână. Săptămâna trecută vorbeam despre benzină, astăzi, săptămâna aceasta, a fost uleiul. Ce crezi că mai urmează? Orice poate să urmeze. Din fericire, de data asta, autoritățile erau ceva mai pregătite la ulei. Au ieșit imediat public și au spus: stați liniștiți, oameni buni, avem ulei cât să dăm întregi Europe. Deci nu cumpărați cu tonele. Bun,
Eu, sincer, nu prea înțeleg măsura asta de plafonare a prețurilor, pentru că mie nu mi se pare că rezolvă nimic. Decât, sigur, îi ajută pe oamenii mai amărâți, pentru care noile facturi reprezentau o calamitate, dar nu e o soluție. Adică și peste un an ne vom trezi în aceeași situație. Oamenii nu se vor îmbogăți într-un an. Peste un an, românii nu vor avea salarii de 5.000 de euro, cum visa Câțu, astfel încât să poată să plătească facturile începând cu aprilie 2023 la nivelul de atunci. Eu mă așteptam, sincer, să se găsească o soluție, astfel încât marile companii să nu mai mărească prețul după capul lor. Eu acolo aș fi vrut să văd. Faptul că pentru un an se plafonează prețurile și, de fapt, se pune capacul pe oala clocotind, nu, repet, e bine, e foarte bine, toți o să ne bucurăm că plătim mai puțin la curent sau cel puțin nu ne mai temem un an că s-ar putea mâine să plătim zeci de milioane la curent, dar ce ne facem în 2023? De asta spun, mie mi se pare, dar bun, în perioada asta cu războiul, cred că problemele interne deja, chiar și de către autorități, sunt tratate cu puțin mai multă lejeritate. Deci eu consider că, având în vedere ceea ce ne-a arătat acest conflict și această criză care este lângă noi, ar trebui luate măsuri la nivelul partidelor și la nivelul președintelui României și a CSAT-ului să se formeze un guvern de Uniune Națională, să se pună specialiști. Să schimbăm guvernul iarăși, așa spuneți dumneavoastră? Da, deci trebuie încet, încet, trebuie puși miniștrii specialiști. Pe mine cum să vă spun eu sunt speriat de faptul că toate lucrurile bune care le propune PSD-ul sunt contracarate de PNL, de PNL și invers, da? Deci trebuie, pentru că altfel nu putem. Și vă dau aici un exemplu. Deci vine ca să creștem producția pe formula de dotare a armatei prin realizarea operațiunilor de offset, trebuie prin offset indirect cu Israelul, trebuie refăcut sistemul de irigații ca să creștem producția. Pentru că nu știm, producția agricolă ne va satisface și necesitățile care le are poporul român, dar ne va aduce și profit. Pentru că este foarte important acest lucru. Da? Vreau să vă spun că autoritățile aici la noi, cred că rămân surprinse la ceea ce spuneți noastră, sau nu, vorbeau săptămâna aceasta despre faptul că președintele PNL spunea că ar fi nevoie de o remaniere, PSD-ul spune că e totul în regulă, însă aș vrea puțin să revenim la situația din Rusia, doamnelor, domnilor, pentru că tot săptămâna aceasta o jurnalistă de la o televiziune cunoscută, principala televiziune din Rusia, a dat dovadă de un curaj maxim în momentul în care a protestat fix în timpul unui jurnal. Haideți să vedem imaginea. Мир подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить мир подчеркнул. Журналиста a fost reținută, a stat la audiere aproximativ 16 ore, după care eliberată, spre surprinderea tuturor, a primit o amendă și a fost lăsată să plece acasă. Însă curajul ei a dat curaj și celorlalți jurnaliști din Rusia, inclusiv o jurnalistă care în trecut a fost apreciată de președintele Vladimir Putin. Haideți să vedem un material care arată exact ce jurnaliști și prezentatori media din Rusia au renunțat să mai apară la televizor. Este un material realizat de colegii noștri de la Știri. La 3 ore de la protestul Marinei Ovsianikova de la începutul săptămânii, alți 3 jurnaliști au demisionat, unul dintre ei cu o experiență de aproape 30 de ani în domeniu, iar lista nu s-a oprit aici. Inclusiv prezentatoarea Lilia Gildeeva, care era una dintre favoritele lui Vladimir Putin, a luat o decizie asemănătoare. În 2021 ea a fost inclusă pe lista de jurnaliști ai președintelui Vladimir Putin, cărora li s-a mulțumit pentru realizările în dezvoltarea mass media. Mai mult decât atât, în 2008 ea a fost lăudată personal de liderul de la Kremlin. De altfel, unul dintre cei mai urmăriți prezentatori de talk show-uri din Rusia, Ivan Urgant, a luat o pauză de la emisiunea sa Evening Urgant. În urma declanșării războiului, el a postat o imagine cu un pătrat negru pe contul său de Instagram cu mesajul „Frică și durere, fără război”.
O demisie răsunătoare este și cea a Mariei Baronova de la Russia Today. Ea a fost redactor-șef, însă în urma demisiei a declarat că președintele Vladimir Putin a distrus reputația Rusiei, iar economia țării este moartă. În plus, jurnalistul Roman Super a transmis că oamenii părăsesc în masă programul de știri Vesti al televiziunii de stat VGTRK, însă acest lucru nu a fost confirmat. Radu Herjeu, eu zic că e o dovadă de curaj, o dovadă de asumare a ceea ce crezi când ne uităm la imaginile acestea. Sunt jurnaliști care au fost apreciați în trecut de Vladimir Putin și acum iată că au curajul să spună că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Deci înțeleg că toți acești jurnaliști erau de acord cu Vladimir Putin până a început războiul cu Ucraina. Deci ei erau de acord cu tot ce făcea Vladimir Putin, au fost de acord cu anexarea Crimeei, au fost de acord cu atacarea Georgiei, au fost de acord cu războaiele din Cecenia, doar acum, dintr-o dată, nu sunt de acord cu atacarea Ucrainei. Bun, jurnalista din imagine. Aici eu nu vreau să vorbesc. Probabil că e vorba despre curaj, numai că, din păcate, a fost folosit, gestul ei a fost folosit mult mai bine de către propaganda rusă, care a spus întregii lume, iată, la noi nu este dictatură, iată că doamna n-a pățit nimic. A luat o amendă și a plecat acasă. Spre deosebire de ce se spunea imediat după ce a apărut în spațiu public înregistrarea, se spunea, săraca, probabil că e deja moartă, o să putrezească în închisorile în Siberia. Încă o dată, gestul ei, pe care eu îl cred sincer, dar gestul ei a fost folosit de propaganda rusă pentru a transmite mesajul, uite că în Rusia se poate spune ce se dorește și nimeni nu pățește nimic decât, sigur, iau amendă și sunt convins că și acea amendă este una administrativă și perfect justificată de către legile din Rusia să nu tulburi emisia unui post de televiziune național. Domnule Cazacu, dumneavoastră, cum vedeți aceste imagini și, desigur, sunt de acord cu ce a spus domnul Radu. Nu am nimic în plus și am să fac și eu ce a făcut ziarista aceea și am să spun și închei că dumneavoastră televiziunile trebuie să faceți o propagandă în favoarea relansării industriei românești, pentru că trebuie să ne pregătim. Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim de război. Trebuie să lăsăm, și aici este guvernul și cu președintele, trebuie să declanșeze un proces de dotare armatei române prin implicarea industriei românești, prin relansarea industriei românești de apărare pe linie orizontală, trebuie relansată industria românească în totalitatea ei și România trebuie să se dezvolte. Dacă nu vom deveni o țară puternică, nu vom reprezenta nimic și nu vom putea să apărăm în primul rând România și Europa aici la marginea NATO. Domnule Aurel Cazacu, vă mulțumesc tare mult. Radu Herjeu, mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Doamnelor, domnilor, încheiem cu aceste concluzii. Vă aștept și săptămâna viitoare la ediții speciale. Până atunci, rămâneți cu bine. Numai bine! Неможливо зібрати, а тільки